Chiar dacă vorbim despre vremuri trecute de peste 2000 de ani, rămâne o singură constantă. Vom vorbi în episodul de astăzi despre jucăriile copiilor de atunci. Pentru că, bineînțeles, trebuiau să existe și acestea acum 2000 de ani. Ele serveau, mai ales în Roma Antică și Grecia Antică, în integrarea copilașilor în lumea culturală, în lumea regulilor. Cu alte cuvinte, prin joc și jucăriile de atunci, copilașii erau învățați să-și asume anumite valori sau modele ale vremii respective, ale culturii respective. Fie că vorbim despre Grecia Antică, fie că vorbim despre Roma Antică sau Egiptul Antic, de ce nu, fiecare a avut câteva particularități, jucării specifice vremii. Fie făcute din lemn, fie din piatră, ele permanent au ajutat la dezvoltarea viitorilor oameni mari ai acelei societăți. Iată așadar un top al jucăriilor din antichitate. Construcția de jucării s-ar putea să dateze cel puțin din epoca Pleistocenului. Unii arheologi chinezi sugerând că oamenii fabricau jucării din piatră încă de acum 2 milioane de ani. Un studiu publicat în Oxford Journal of Archaeology a dezvăluit dovezi că unii copii din Neandertal s-au jucat cu topoare de jucărie și au fost învățați să facă anumite instrumente. Dar deoarece nu este întotdeauna evident ce a fost sau nu, nu putem fi complet siguri cu ce se jucau copiii de atunci. În funcție de situație, jucăriile antice variau de la cadouri regale extravagante, complicate, scumpe, realizate de maestri, până la cele mai umile jucării, făcute cu drag de o rudă, cu materiale de zi cu zi. Viața noastră modernă poate părea din ce în ce mai complicată, dar plăcerea copilului pentru o jucărie e cel mai simplu lucru de înțeles. E ceva unic și universal. Și jucăriile străvechi continuă să-i captiveze pe copiii noștri și sunt probabil mult mai autentice decât orice ar putea găsi pe un smartphone de azi. Numărul 1. Jucăria antică pentru distragerea atenției. Zângănitul e un mare ajutor pentru ocuparea mâinilor și minților minuscule. Părinții antici țineau bebelușii și copiii mici ocupați cu zgomotele la fel ca și acum. Zângăniturile puteau fi fabricate din materiale precum lutul, lemnul, bronzul, păstăi de semințe uscate sau capete de flori și au apărut într-o varietate de forme, cum ar fi sfere sau cutii, iar zgomotul animalelor era deosebit de popular atunci, de porci, câini, bufnițe sau altele. Acestea au fost găsite în siturile arheologice antice. În antichitate, copiii erau de obicei îngropați cu jucăriile lor, cu intenția că vor continua să fie copii și după și să se joace în viața de apoi. Numărul 2. Vagoane și animale ce se trag sau se rostogolesc. Jucăriile cu roți, care sunt deseori animale pe care le trăgeau, nu s-au schimbat de-a lungul anilor. Mâinile mici sunt făcute pentru prinderea și tragerea șnurului, copilul apoi pleacă și prietenul de jucărie sau vehiculul urmează pașii celui mic, în timp ce imită societatea din jurul lor, învățând ușor-ușor despre viață. Aceste jucării urmează un model similar în cele mai multe culturi și perioade istorice. Au fost găsite jucării antice din lut care datează din jurul anului 2500 înainte de Hristos, în Harappa, în Pakistan. Mai târziu, elefanții și caii de aramă și bronz au fost jucării obișnuite în rândul copiilor indieni din familii înstărite. Siturile arheologice mexicane au recuperat multe artefacte de animale cu roți mici din anii 1500 înainte de Hristos. Numărul 3. Celebrul titirez. Vârful rotativ sau titirezul e o jucărie extrem de simplă. Dar nu lăsați construcția sa modestă să vă păcălească. Vârfurile sunt una din cele mai vechi jucării recunoscute găsite în siturile arheologice, provenind din culturi din întreaga lume. În Irak a fost dezgropat un vârf de lut vechi de 6000 de ani și chiar faimosul faraon Tutankhamon a fost înmormântat cu un vârf din lemn, acest titirez datând din 1300 înainte de Hristos. Blaturile erau făcute din metal, lemn, fructe uscate, semințe sau nuci și au fost găsite printre triburile indigene antice de pe tot globul. Unele au fost puse în mișcare cu o sfoară sau o frânghie înfășurată în jurul titirezului, așa că atunci când sfoara era trasă rapid, se desfăcea și se învârtea în loc, ca și cum ar fi fost în viață. Și aceste jucării antice au fost folosite și de copii și chiar de adulți, deopotrivă, pentru a juca și a prezice viitorul. Numărul 4. Păpușile. Nu multe artefacte sunt la fel de recunoscute pentru umanitate ca păpușa unui copil. Aceste mici jucării și-au făcut drum
de-a lungul istoriei umane și sunt considerate una din cele mai vechi jucării pentru copii existente. Și nu erau doar jucării. De asemenea, erau folosite în ritualuri magice, ca și acum, religioase din întreaga lume. Cele mai vechi păpuși documentate datează din Egiptul antic, Grecia sau Roma antică. Erau jucării de casă, rudimentare sau piese de artă elaborate făcute din aproape orice, inclusiv lut, piatră, lemn, os, fildeș, piele, plante sau ciar. Păpușile cu membrele mobile și îmbrăcămintea detașabilă datează din 200 înainte de Hristos. În Grecia și Roma era obișnuit ca băieții să dedice păpușile de jucărie zeilor când au ajuns la pubertate, iar fetele să-și dedice păpușile de jucărie zeițelor atunci când se căsătoreau. Numărul 5. Biluțele. Jucării antice competitive pentru distracție. În antichitate erau făcute din lut, sticlă, pietre semiprețioase sau chiar nuci. Biluțele de piatră au fost găsite în săpăturile de lângă Mohenjo-Daro din Pakistan, unul din primele orașe importante din lume, datând din 2500 înainte de Hristos. Jucăriile s-au strâns în siturile de săpături mesopotamiene și egiptene și din acele culturi și-au făcut drum spre Europa în Evul Mediu. Jocul Knuckle Bones e un joc antic descris frecvent în picturi și lucrări de sculptură. De obicei se juca cu 5 sau 10 obiecte mici, dar se juca în multe moduri diferite. De exemplu, în Grecia antică, oasele minuscule ale gleznei unei oi erau aruncate în sus și prinse pe dosul mâinii sau aterizate pe o suprafață pentru a fi conturate. Tinerele care se jucau, se jucau pentru a găsi un soț mai bun, iar băieții și bărbații jucau jacks pentru distracție. Numărul 6. Cercuri în multe forme ale sale. Când vine vorba de jucării antice, cercurile erau în mare parte rulate pe pământ, folosind adesea un băț. Scopul jocului era de a menține cercul în poziție verticală sau de a-ți arăta abilitățile pentru echilibru. Jocul și abilitățile hula hoop se găsesc în multe culturi aborigene și moderne chiar. E omniprezent în toată Africa și în America. Natura simbolică a jucărilor cu cercuri a jucat un rol important în multe culturi. Numărul 7. Jucării pentru producerea zgomotului. Chiar și în lumea antică, copiilor le plăcea să facă zgomot. Nu e de mirare că jucăriile lor scoteau și ele sunete, dar cumva în mâinile unui copil, cele mai mici jucării fac cele mai puternice zgomote. Unele dintre acestea erau doar versiuni în miniatură ale instrumentelor muzicale obișnuite, cum ar fi clape, tobe cu zgomot sau fluiere. Copiii chinezi s-au jucat cu fluiere, bambus, țevi de stuf și zornăituri colorate. Copiii mesopotamieni, antici, întăreau discurile de lut și le legau împreună cu frânghia, apoi le învârteau deasupra capului, creând un sunet puternic. Jucăriile similare sunt cunoscute. În alte părți ale lumii și deși sunt acum asociate în principal cu popoarele aborigene din Australia, ele au luat naștere în perioada paleolitică, datând din 18.000 de ani înainte de Hristos. Numărul 8. Soldățeii de jucărie. Acest mic cavaler medieval din bronz e unul din primii soldați de jucărie existenți. Pe vremea sa, acest soldat de jucărie ar fi ținut în mână dreaptă o lance de jucărie, posibil din lemn, care a fost înlocuită de atunci cu ceea ce arată acum ca un bețișor. Multe astfel de jucării au fost fabricate fără îndoială în antichitate. Erau ușor de produs și nu necesitau precizie de modelare pentru a le face eficiente. Cu toate acestea, puțin dintre primii soldați de jucărie supraviețuiesc și azi. Majoritatea s-au pierdut sau s-au rupt prin utilizarea îndelungată. Manopera este brută, dar pentru orice băiețel cu capul plin de vise de a deveni cavaler era suficient. Primii soldăței au fost produși în masă în Germania, ca un tribut adus lui Frederic cel Mare în secolul al XVIII-lea după Hristos.